Cine-i privea de la distanță n-ar fi crezut nici să-l pici cu ceară că severinenii care se distrau de mama focului sunt trecuți binișori de vârsta a treia. Pensionarii au petrecut la fel ca la 20 de ani și au învârtit horele așa cum numai ei știu să o facă. Răsfățatele serii au fost doamnele care au fost tratate ca adevărate regine. Și noi ne simțim foarte bine, o petrecere foarte reușită, foarte frumoasă și să sperăm că și de ziua bărbatului va fi tot așa. Femeia e bunul cel mai de preț. Nu o spun eu, o demonstrează toți bărbații, aleargă după o femeie. Suntem aceiași ca întotdeauna, vesel și cu multă dragoste pentru doamnele noastre. Sărbătoriți femeia în această seară? Sărbătorim femeia, sărbătorim bărbatul în această seară. Mâncărurile alese au fost stropite din belșug cu băuturi fine. În plus, doamnele au fost primite cu flori la petrecere. Le-am pregătit un meniu care este compus din cotlet de porc în sos franțuzesc, cu o garnitură de piure, cu sfeclă, piure de cartofi cu sfeclă roșie, o salată de valeriană cu roșii sherry. Peste 200 de persoane s-au distrat la petrecere. Vârstnicii care au participat fac parte din două asociații de pensionari, Expresul CFR și nou înființata Asociație Județeană a Pensionarilor. Femeilor din asociația mea le doresc multă sănătate, ani mulți fericiți, să fie mereu lângă noi și la bine și la rău. Le urez tuturor femeilor și fetelor și copiilor noștri și în general fetelor noastre multă sănătate, fericire, putere de muncă și să dea Dumnezeu să ne simțim bine și la anul viitor. Petrecerea a ținut până târziu în noapte. Pensionarii vor continua petrecerea și de 9 martie, când și-au propus să sărbătorească bărbatul.